alături de noi doamna profesoară Simona Avram. Doamna Avram este cea care de vreo 30 de ani este alături de noi, alături de noi ca instituție, dar nu numai, este prezentă în viața publică a urbei de pe Timiș și întotdeauna tot ce a spus Simona, apariențiile ei au fost cele care au trezit atât interes cât și din partea publicului, dar și din partea invitaților despre care Simona a avut prilejul să vorbească. Cu recunoștință mulțumim, Simona, că ai venit astăzi alături de noi și te rugăm să ne spui despre convoiul lui domnului Schwartz sau orice altceva dorești despre domnul Schwartz, despre opera sa. Te rugăm! Da, mulțumesc! Câte forme de laudație au fost astăzi, când mi-am adus aminte de o situație, dar mi-am adus aminte de criticul din viața noastră, dacă nu așa. Când ați fost laudat de un critic, în anii 90, începutul anilor 90, dar atât de rău laudat, că nu ați putut să nu puneți cu ironie întrebarea, dar de ce nu apare în istorie scrisă de dumneavoastră? Bun, aici nu e niciun istoric literar, așa că și a doua observație... Simona, oricum în viitoarele monografii ale lui Gojului, vei fi prezentă vorba. Și tu și Ela Iacob, cu siguranță, apropo de laudație. Nu, discuția era legat, ferește, am zis ceva legat de un autor aici, nu. Da, vorba aceea, unde dai și unde crapă. Nici așa vorbă e. De așa ceva. Nu, domnul Schwartz... Am prins ironia fină pe care mă refeream la o situație din viața noi, domnului Schwartz. Și nu mi-aduc aminte numele criticului care scrisese o istorie literară și era vorba de un scriitor aici. Chiar nu avea nicio legătură cu momentul acesta, ci cu ceva din biografia legată de lansări de carte. Dar trebuie neapărat, așa cum a pornit Dorin Uraru, spus că primele romane sunt legate de experiența lugojană, că ele au apărut în anii 80 ca o tematică inspirată de aici, dar tot atunci se construiește un algoritm al scriturii, zic eu, așa cum văd acum după mai mulți ani și după ce am citit o parte din creațiile domnului Schwartz. În ceea ce mă privește, ar fi absurd să pretind că am citit toate romanele. Algoritmul acesta se referă la elemente din istorie, elemente legate de aspecte care pot fi documentate sau verificate în document și în imaginație, în creație. Ori ceea ce se întâmpla în acele romane de început, în Pietrele, a treia zi, Spitalul Om și Lege, se reia la o scară mult mai mare, deci în spații culturale și istorice extrem de ample în romanele din cei 100. Cum aceste romane au fost scrise și publicate, din câte știu, între 1988 și 2013, și cred că dacă a fost un efort, a fost acela al autorului acela de a rămâne consecvent rețetei pe care și-a propus-o. Acele 100 de generații care presupun un periodul în spațiu, dar și în timp. Deci toate personajele, cum s-a și spus deja, care migrează în jurul unor personalități istorice, de fapt sunt niște personaje aproape în totalitate create. Ori, ceea ce zic eu că este descurajator sau inhibator pentru un cititor care este doar cititor, nu cercetător al
este faptul că acolo sunt peste, cred că peste 4.000 de pagini în toate aceste romane și că, deși e fermecător să citești, eu personal am citit parțial din aceste romane, este fermecător, dar în același timp plimbarea de la bastonul colonelului la, să zicem, secretul Florența, mișcarea aceasta, diavolul de argint, toată această mișcare arată că Gheorghe Schwarz este în esență un om al cuvintelor. Felul în care vede creația, că s-a făcut deja o afirmație despre creația lumii și de cele, de cele 7 zile, 8 zile ale creației, Gheorghe Schwarz este un creator prin esență. Așa că tot ce se construiește prin cuvânt, și voi ajunge la, rapid la convoiul, tot ce se creează prin cuvânt are forță și are viață. Deci migrarea aceasta de la documente scrise, la structurarea textului, la imaginație, se manifestă printr-o reală părăsire a mimetismului. Sigur că sunt nenumărate mituri, dar și că pe lângă o fascinantă imaginație pe care o desfășoară, cum spuneam, în câteva mii de pagini, există și o structură extrem de strânsă. Primul rând, dovadă că a încheiat ciclul în câteva decenii, că nu s-a repetat și că apare după aceea o mutație, și cred că am văzut volumul aici, este vorba de extrem de ironicul și apropiat, părea că e o ironie, n-am văzut că se intră în atmosfera scrisului domnului Schwarz. Mult umor, multă ironie, multă mult ludic în felul în care își abordează subiectele. Și acolo a apărut o mutație plină de un scris zvelt și extrem de ingenios, care, zic eu, că produce întâlnirea cu acest roman. Acum, dacă adeseori în cărți precum cele din cei 100, cum ar fi Agnus Dei sau cărțile legate de Florența, există o modalitate de a folosi memoria în cazul, și aici trec direct la acest roman, în cazul acestui roman este de fapt o stagnare a timpului. Dacă și am înțeles câte ceva, dacă am înțeles ceva din lectura operelor domnului Schwarz, este acest aspect legat de istorie și lipsa de temporalitate, stagnare. Deci dacă acele romane investighează istoria fiind o desfășurare permanentă a trecerii timpului, aici avem o stagnare a timpului. Și sigur că e, trăirile sunt de tip kafkian, sigur că este o distopie și aici recunoaște, dar eu aș face niște trimiteri și la Matrix și aș face sigur o trimitere la Fahrenheit, pentru că acolo e vorba și despre carte. Lectura este fascinantă acestui convoi. Sunt sensuri suprapuse. Convoiul care se mișcă asemenea unui uroborus. Structurile foarte clare în, n-am să vreau toate ideile pe care deja Ela le-a expus, dar există un control și înăuntru convoiul și în afara convoiului. Există o propunere legată de uitare. Adică omul trebuie să-și uite identitatea care, ca să poată aparține acestei lumi care îi propune de fapt o mare
pragmatice, existențială, non-personală. E, și aici cred că este un pas, o cotitură de la individualitățile din romanele scrise și publicate pe parcursul a câteva decenii și la această concentrată structură care este convoiul, care de fapt ne oferă câteva modele de a înțelege că timpul nu se mișcă în structurile concentraționale. De fapt, e vorba de o istorie concentrațională. În momentul acesta, individul își pierde caracteristicile umane. Orice formă de a se recunoaște, deși el apare cu trei nume acolo și înseamnă puțină istorie, este o încercare nereușită. Deci mie mi s-a părut seducător și terifiant acest roman, pentru că de fapt el vorbește despre pierderea trăsăturilor romane pe care omenirea s-a străduit multă vreme să le păstreze. Mulțumesc, cred că am depășit. Mulțumim, Simona!